Apropo de partea de non-verbal, mă bucur mult că am aflat informația cu feminitatea și cum am putea să ne legăm de asta și să ne ajute. Și la fel, poziția picioarelor. Mi se pare foarte util și o să fiu mai atentă acum la detaliul ăsta, că despre public speaking deja Răzvan știe, sunt multe aspecte pe care le-am învățat de la el. Vă mulțumesc mult și m-am bucurat de joculețul pe care l-am făcut împreună. Mulțumesc!